Ăla nu poate să-l îmbrace, mâncați-a și gura ta. Bă, nu mi-l dai deschis, am înțeles, nu mi-l dai deschis, că așa vrea Arafat, că Arafat vrea să ne îngropăm cum se îngroapă ei, ăia se îngroapă în cerceafuri, noi ne îngropăm în pungi de plastic, suntem mai proști decât ei. Și nu înțeleg, nu poate să-l îmbrace, nu poate să, de ce nu poate să-i facă o slujbă în biserică? Adică exact cum îl duci în mașină, cum îl duci în alea, că doar nu ăla se trece prin plastic, prin lemn, tu te uiți, mai merg astea sau ne-am blocat? Înțelegi, adică de ce nu poți să-l îngrop, să-l îngropăm creștinește, să-l îmbraci cu haine, că așa e tradiția la noastră, adică aici am văzut niște păreri că și biserica este de vină și sunt convins. Asta nu mai merg deloc. Eu nu le mai văd că merg. Da. Și biserica noastră e de vină și, într-adevăr, eu cred că biserica a căzut bara-bara cu... nu știu dacă ăsta e regim sau dacă e ce guvern de amestecătură națională, de amestecătură, nu știu ce dracu mai, că nici mai știu ce este. În clipa când au început cu vaccinarea, să bage popii în vaccinul și, în primul rând, să nu ești singurul care... este și care îl salută, adică e un om cu asta mai repetat și o să repet, este Teoctist de la Constanța, ăla are sânge, nene, ăla a făcut, ăla a demonstrat, nu l-a interesat toate bășinile și toate minciunile ăstora. Și problema este în felul următor, că nu poți, domne, să, adică, bă, dacă ei nu vor să se îngroape așa, nu vor să pe Biblie, nu interesează religia, vorbeam cu o groază de tineri din ăștia care habar n-au ce se va întâmpla cu acești, cu acești oameni, înțelegi, unde vor duce. Eu am mai trăit și am repetat, am mai trăit o perioadă de genul ăsta în care toată lumea nu și-a dat seama și unde s-a ajuns, că ce ne interesează pe noi biserica, bă, că noi suntem atei, că nu suntem asta, adică oamenii care îi susțin pe ăștia care n-au absolut, bă, eu măcar dacă vreau să susțin ceva sau să mă gândesc la ceva, eu mă documentez, domne, înainte. Nu o iau așa pe cărare că mi-a spus mie Facebook-ul, mi-a spus Mailbus-ul, mi-a spus mie nu știu care, că așa trebuie și ăștia sunt buni și astea. Înțelegi, ăștia, oamenii ăștia surogat care toți arată la fel și toți au aceeași gândire de violență, de arestări, de pușcărie, de distrugere, de să calce legile în picioare, să vină cu poliția, să vină absolut ce, că stări dintr-un alta. Mă uitam la cazul ăla la Timișoara, dom'le, ăla nu-l cunosc, nu l-am văzut în viața mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar un om cu 500 de angajați, un om care a dat milioane la stat, adică am văzut ce firme avea omul, că înainte să vorbesc ceva, mă documentez, să nu vorbesc ca bou. Și am văzut ce firme avea și ce făcea și cum să trimeată prefectul, să trimeată oameni falși ca să-i facă la flagrant și o trimite pe aia de la primărie, un angajat al primăriei, îl trimite cu poliția, dar cum poliția se subordonează jandarmii unui angajat de la primărie. Adică am ajuns în exact cum erau comisarii aia bolșevici, care îi puneau rușii și partidul îi punea acolo și veneau și făceau, arestau și făceau absolut peste tot. Vine, îi face fragrant omului, bă, și nu se întâmplă nimic, pe aia o suspendă și domnul prefect rămâne. Adică n-am văzut că nu e o poveste, o vorbă, cum spun ăștia, la posturile de televiziune care n-arată nimic și care vorbesc. Eu mă uit la posturile care mi-arată, bă, foaia, uite, bă, boule, dă-te în gura, mă, uite foaia, uite ce scrie. Scrie, a scris ministrul de interne raport. Clar, ăla a pus și n-ai avea ce să caute acolo. Ca să ia la afacerea. Băi, tineri ăștia care credeți în toate imbecilități, chiar voi nu vă dați seama înspre ce ne îndreptăm? Și să le mai spun ceva și la ăștia care fac tot ce fac acum. Băi, eu l-am văzut pe Ceaușescu, l-am văzut pe Gaddafi, l-am văzut pe ăla, cum scapă ăla, care l-au spânzurat. Am văzut o groază de invincibili, mâncava și istoria și lumea nu vă iartă. Nu vă împătați cu apă rece, că nimeni n-a terminat bine care a procedat așa. Nu e o amenințare, e o constatare. Și tu mă uit cu consternare. O văd pe doamna Turcan, ăștia ne omoară cu pozele, cu amenziile. Poliția iau bătând de pe stradă, ia cu japca, că nu au masca, că au puțin cu nasul afară, că au puțin